Hello, nice to meet you. Welcome in Romania. I don't know how many times you have been. I've been you know, I've played a lot of places in Romania, but I never played here. Goran Bregović s-a întâlnit cu premierul înainte ca acesta să își înceapă vizita de lucru. Cei doi au stat de vorbă câteva zeci de minute la o terasă din apropierea hotelului unde este cazat artistul. But let's come back to discuss about Serbia. Do you know what I remember about Serbia from the past? Not only the fact that the Serbs and the whole Yugoslavia was living much better than us, that you were free to travel and so on. In the 70s, I think, it was a race near Belgrade. Tăriceanu a ținut să se întâlnească cu Goran Bregović pentru că nu a putut merge la concertul susținut de cântărețul sârb după lansarea candidaților PNL Botoșani. Fostul prefect, Gheorghe Sorescu, s-a înscris în cursa pentru primăria orașului, iar președintele PNL Botoșani candidează la șefia Consiliului Județean. La prezentarea candidaților au participat președintele PNL Călin Popescu Tăriceanu, ministrul liberal al finanțelor Varujan Vosganian și europarlamentarul Renate Weber.